Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom continua seria proiectelor pentru bărbați, adolescenți, copii, pentru partea masculină în general. Și vom învăța cel mai simplu și cel mai frumos model de fular. Pentru aceasta eu voi folosi firul Lisa Premium Uni și croșetul cu numărul 3 și jumătate. Dumneavoastră puteți folosi orice fir doriți, firul de care dispuneți și croșetul adaptat acelui tip de fir. Voi începe prin a pune ochiuri de lanț, atât cât este nevoie pentru fularul respectiv. Eu voi face un număr de 50 de ochiuri de lanț, trebuie să fie un număr cu soț întotdeauna. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, voi continua până la 50. Eu am pus ochiurile mele de lanț, cum v-am spus, 50, trebuie să fie întotdeauna număr cu soț. Apoi voi face din nou un ochi de lanț și începând cu cel de-al doilea picioruș, ochi de lanț, de fapt, de la croșet, voi face un rând de piciorușe scurte. Deci doar piciorușe scurte. În acest fel veți verifica și dacă numărul piciorușelor este exact și noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului pentru a continua lucrarea. Deci piciorușe scurte în corespondența fiecărui ochi de lanț. Am ajuns la capătul rândului cu piciorușele scurte. În acest moment voi face un 2 ochiuri de lanț, voi întoarce lucrarea, voi sări un picioruș și voi intra în corespondență celui de-al doilea. Voi face un picioruș scurt, un ochi de lanț, voi sări din nou un picioruș de bază, voi intra în cel de-al doilea, voi face un picioruș scurt, un ochi de lanț, din nou sar un ochi de lanț, un picioruș din rândul de bază, scuzați, picioruș scurt, ochi de lanț, după care din nou sărim un picioruș, vom intra în cel de-al doilea, picioruș scurt, un ochi de lanț, sărim unul. Deci în felul acesta vom lucra un picioruș din rândul anterior, unul nu, lucrând piciorușe scurte separate de un ochi de lanț. Astfel vom ajunge la capătul rândului și apoi vom continua lucrarea noastră. Eu merg împreună cu dumneavoastră pentru că va fi un tutorial foarte scurt acesta pentru a vă explica modelul, în modul în care dumneavoastră să puteți lucra. Veți vedea că este foarte de efect și foarte ușor de executat. Este foarte adaptat doamnelor începătoare și acest model poate fi folosit chiar și pentru a lucra căciuli, chiar și pentru a lucra vestuțe, bluze. Deci nu este nimic greu. În felul acesta continuăm. Imediat voi fi la capătul rândului, lucrând mereu un picioruș scurt în cel de-al doilea, picioruș din rândul anterior, un ochi de lanț, cum vedeți, încă puțin și sunt la sfârșitul acestui rând, un picioruș scurt, un ochi de lanț, iar aici, în corespondența ultimului picioruș, voi face din nou piciorușul scurt, 2 ochiuri de lanț, voi întoarce lucrul și voi intra în corespondența primului spațiu liber format din ochiul de lanț. Să fiți atente la primul rând aici. După aceea totul va merge foarte ușor. Deci am intrat în corespondența piciorușului scurt și fac un picioruș scurt, un ochi de lanț, sar piciorușul scurt din rândul anterior și voi intra din nou în spațiul format din ochiul de lanț. Și aici voi face din nou un picioruș scurt, un ochi de lanț,
Saru, piciorușul lucrat, voi intra în spațiul format din ochiul de lanț. Piciorul scurt, ochi de lanț. În felul acesta vom lucra. Deci, de data aceasta, piciorușele scurte vor fi în corespondența ochiului de lanț de separare, după care, bineînțeles, vom face după fiecare picioruș scurt ochiul de lanț de separare, care ne va ajuta în rândul următor să ducem lucrarea mai departe. Este foarte spornic acest model. Chiar foarte, foarte spornic și foarte ușor de lucrat în același timp. Efectul este splendid. Veți vedea, dumneavoastră, dacă veți încerca, veți vedea cât de frumos se prezintă, cât de ușor se lucrează și în felul acesta vom face și pentru prieteni, pentru copii, pentru soți un fular care să fie atrăgător, atât prin simplitatea, dar și prin frumusețea modelului. Și cu siguranță acesta poate fi un cadou minunat pentru Moș Crăciun. Acum sunt aproape la sfârșitul rândului. După cum vedeți, sunt în corespondența ultimului spațiu format din ochiul de lanț. Voi intra aici, voi face un picioruș scurt, ca de obicei. Apoi, din nou, două ochiuri de lanț, voi întoarce lucrarea și, din nou, voi începe cu piciorul scurt în corespondența primului spațiu format din ochiul de lanț. Deci, piciorul scurt, un ochi de lanț. Apoi, intru în corespondența următorului spațiu format din ochiul de lanț, un piciorul scurt, ochi de lanț. În felul acesta, înainte și înapoi, vom merge pe întreaga lungime de care noi avem nevoie. După cum vedeți, foarte repede se execută. Nu este deloc greu. Cu siguranță rezultatul va fi pe măsura așteptărilor dumneavoastră. Deci, întotdeauna, în corespondența spațiului format din ochiul de lanț, vom face piciorușul scurt, apoi ochiul de lanț de separare. Aici, doamnele care lucrează, deja știu despre ce este vorba. Uitați-vă că suntem aproape la sfârșitul rândului. Dacă doriți să lucrați, să fiți foarte atente, ca în funcție de grosimea firului să fie și lățimea fularului pe care doriți să-l executați. Am ajuns la capătul rândului, am făcut piciorușul scurt, două ochiuri de lanț și voi întoarce. Voi intra din nou în corespondența primului spațiu format din ochiul de lanț și fac același picioruș scurt, un ochi de lanț de separare, picioruș scurt, un ochi de lanț de separare, picioruș scurt, ochi de lanț de separare. În felul acesta continuăm. După cum vedeți, este foarte simplu. Deci vom continua singure. Eu sunt aproape la sfârșitul lucrării mele. Uitați-vă efectul, modelul în sine. Voi face acum ultimul rând din acest model. Am făcut cele două ochiuri de lanț, întorc lucrarea. Voi intra în primul spațiu format din ochiul de lanț din rândul anterior, piciorul scurt, ochi de lanț, deci voi continua în același mod pentru că acesta este modelul de bază. Cum vedeți, se lucrează foarte, foarte rapid.
Eu am pus pe 50 de ochiuri pentru că nu îl voi folosi precum fular, neavând la cine să-l fac cadou. Voi face altceva cu acest minunat model și în felul acesta voi continua. Dumneavoastră continuați pe lungimea care aveți nevoie, care doriți și veți începe pe atâtea ochiuri de lanț în funcție de necesitățile dumneavoastră, dacă vreți să fie dublu fularul, dacă doriți să folosiți un fir mai gros. Deci totul depinde de firul pentru care, cu care lucrați și de persoana pentru care lucrați. Așa cum vă spuneam, acest model este adaptat copiilor, adolescenților, bărbaților, deci totul este foarte, foarte ușor de lucrat. Am ajuns aproape la capătul acestui rând pentru a închide lucrarea. Deci am intrat în ultimul spațiu, am făcut piciorușul scurt. Acum fac doar un singur ochi de lanț pentru a închide lucrarea, care va ține locul unui picioruș scurt. Și voi face piciorușe scurte în corespondența fiecărui ochi de lanț din rândul anterior, atât în corespondența piciorușului scurt, cât și în corespondența ochiului de lanț de separare. Deci toate vor veni lucrate. În felul acesta vom închide lucrarea noastră exact în modul în care am început-o, cu piciorușe scurte. Deci în corespondența ochiului de lanț, în felul acesta. Vedeți cât de frumos se vede? Eu voi continua singură, la fel și dumneavoastră. Ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns la capătul rândului, voi face un picioruș scurt și în corespondența celor două ochiuri de lanț, deci în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț, care ne-a ajutat să întoarcem lucrarea, să începem un nou rând. Acum fac un singur ochi de lanț, voi întoarce lucrarea și vom închide. Voi intra în următorul picioruș, vom închide cu fir alunecat, intrând din picioruș în picioruș, în felul acesta, astfel vom ajunge la capătul lucrării noastre. Deci totul este foarte simplu, foarte ușor. Apoi, dacă doriți, puteți să puneți franjuri. Nu știu dacă se mai poartă acum. Este mult mai ușor și mult mai simplu, cred, fără nimic. Însă fiecare va face așa cum va dori. Eu vă prezint doar elementele principale ale lucrării, apoi pentru a-l termina, a finisa, dumneavoastră faceți în modul în care doriți, fie cu franjuri, fie așa simplu. Acesta este materialul pe care am dorit să vi-l prezint și în momentul în care voi ajunge la capătul rândului, voi arăta din nou întreaga lucrare pentru a vedea cât de minunat se prezintă acest model. Nu este deloc greu, însă trebuie întotdeauna, reamintesc, să fiți foarte atente la începutul fiecărui rând. Primul picioruș scurt trebuie să fie lucrat în ochiul de lanț
Liber, în primul ochi de lanț liber. Acolo să nu greșiți, pentru că altfel va trebui să vă întoarceți înapoi, să desfaceți. După cum vedeți, imediat ajung la capătul rândului. Pentru un fular bărbătesc, cu siguranță veți avea nevoie de 150 de grame de fir, dacă nu chiar și mai mult. Pentru copii, mai puțin. Așa, am ajuns la capătul lucrării. Aici se va scurta firul și se ascunde. Acesta este modelul în sine. După cum vedeți, eu am lucrat aici o porțiune apreciabilă. Acesta este fularul pe care am dorit să vi-l prezint astăzi. Eu sper să îmbrățișați cu drag această idee și, de asemenea, așa cum spun întotdeauna, dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Îmi cer scuze, ultimele zile nu am răspuns la comentarii, deoarece am avut o săptămână foarte, foarte urâtă. Am văzut comentariile dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult, însă eu am fost mai tot timpul pe drumuri între spital și casă. De aceea nu am răspuns decât la foarte puține persoane și vreau să-i mulțumesc lui Cristi, canalul cu folclor autentic, m-a salutat și mi-a arătat respectul lui chiar și în zilele în care eu nu am postat nimic. Deci el m-a salutat chiar dacă nu am avut postări. Vreau să-i mulțumesc foarte mult, cum de altfel vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor pentru faptul că sunteți aproape de mine, că mă sprijiniți. Voi fi din nou, voi recupera la persoanele la care nu am reușit să văd tutorialele, să văd vlogurile postate de dumneavoastră, promit să recuperez. Unde veți vedea un comentariu de la mine, să știți că este vizualizat în totalitate. Așa cum vă spuneam, dacă vă place ceea ce v-am prezentat astăzi, vă rog să lăsați un like, un comentariu, aceasta mă ajută foarte mult în creșterea comunității, să distribuiți și eu închei ca de obicei cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată, la revedere!